Salut! Eu sunt Beni și astăzi avem alături de noi un S1000RR din anul 2019. 2020. Hai. Alături de mine e proprietarul motorului. Salut! Salut! Vreau să vă arăt acest motor pentru că în România, cel puțin la review-uri, nu am văzut foarte multe prezentări de S1000RR, modelul din ultimul model, să zic așa, pentru că ultimul, nu e chiar ultimul, a mai ieșit încă unul acum 200 săptămâni, la momentul în care noi filmăm. Da, a mai ieșit M1000RR, dar și acesta se face în continuare, se fac în paralel ambele. M1000RR este varianta mai dedicată pentru circuit. Dar cai sunt la fel? Este o diferență mică de cai. Cred că are 5 cai mai mult de M1000RR-ul ca acesta și un kilogram mai ușor. Câți cai are motorul? De fabrică 207 și acum cu evacuarea asta îi zic că mai câștigi undeva la 10 cai, dar cred că 10 dacă îi faci și soft de putere. Și dar fără soft să zice că 210 minim trebuie să aibă motorul cu toba, da, așa, da, cum e, chiar fără soft. Mai mult, adică îi zic că mai mult. Și câștigi foarte mult și la greutate, adică... E mult mai ușor. Da, cred că undeva la 8 kg a scăzut, adică a ajuns undeva la 180 și ceva de kilograme. 210 cai minim și 180 ceva de kilograme, cred că înseamnă ceva. Are mai mult de un kilogram pe cal. Da. E diferență chiar mare. Și are, da, aripioarele cel nou și, bine, aripioarele le-ai pus și tu, dar o să ajungem și acolo. Da, are niște aripioare făcute direct din fabrică. Au ales varianta asta pentru că în Superbike nu ai voie să faci, să adaugi aripioare sau... Adică nu poți să vii cu chestii puse extra pe motor față de ce au ele de standard. Da, exact. Și ca să fie, să facă față în Superbike cu concurența, toți au aripioare, au pus și ei de fabrică și au apăsare destul de mare cele de fabrică. Ca să înțelegeți, proprietarul motorului, el a avut motorul meu dinainte, S1000RR-ul, care este prezentat deja la mine pe canal. Acum, ca și o întrebare, cel puțin eu știu răspunsul, că na, suntem prieteni, ne cunoaștem. De ce ai schimbat S1000RR-ul și de ce ai luat ăsta? Ce ai simțit? Care au fost lipsurile care le aveai la S1000RR de a trebui să ții motorul ăsta? În primul rând am vrut un speeder, am vrut un carenat. Deci ai vrut mai multă putere? Da, am vrut mai multă putere, am vrut merg și pe circuit ocazional cu el și atunci un carenat pe circuit va face o treabă mai bună decât un naked. Super naked, da. Și pentru stradă S1000RR-ul este mult mai confortabil, adică este un motor gândit mai de stradă decât S1000RR. Pentru viața de zi cu zi, să te car cu el, să te plimbi cu el. Asta e mult mai indicat înspre circuit, înspre mers tare, scărițele sunt mult mai în spate, poziția te aduce într-o poziție mai înghesuită, să zic așa, pe motor, mai... Da, stai mult mai aplecat pe mai el, sportiv. Stai mai în cheieturi, în mâini, ca să fii cât mai închis pe el când mergi tare. Când mergi tare, la mersul. Acum, țin minte când ai luat motorul, era limitat până când îi făceai rodajul. Țin minte că spuneai tu în momentul ăla că el în limitare, când era încă limitat, ce perioadă au trebuit să mergi cu el mai încet? 1000-1200 de kilometri, ele din limitate la 9000 de turații. Deci ca să vă faceți o idee, motorul ăsta până 9000 de turații merge ca S1000RR-ul normal, la full power. Adică... Da, merge, adică și limitat, el merge destul de bine, vine cu două axe cu came. Față de varianta trecută la S1000RR și varianta de S1000RR care iar are același motor, ele au un singur ax cu came, asta are două axe cu came. Aia înseamnă că va trage și jos și după 9000 de ture va deschide celălalt de axe, va schimba gradele ca să împace și puterea jos, să nu ducă lipsă de putere și sus în turație. Acum știu că tu când ai cumpărat modelul e full, e modelul M, care ai roți de carbon. Roți de carbon, da, M-pachet. M-pachet, pardon. Culoarea asta, în plus roțile de carbon, suspensia adaptivă, adică reglabilă, electronic.
Și în rest nu cred că mai are față de S1000 RR normal, nu cred că mai are alte extrase în plus. Cred că astea sunt cele mai importante, roțile de carbon care fac motocicleta să se simtă mult mai agilă și mult mai ușoară. Kilograme, 193 de kilograme are M-pachetul. La plin, cu fluide, cu tot. La plin, da, exact, la pregătit de mers. Ceea ce este destul de ușor, adică concurența doar Ducati V4R, care costă 40.000 de euro, are aceleași kilograme. Știu că tu acum nu se pune problema, tu ai luat motorul de nou, deci ai fi avut bani să ții și Ducati, nu V4R-ul, că nu merita diferența de bani pentru câțiva cai în plus, dar de ce nu ai ales V4S-ul? V4S-ul este un motor de 1100 cm, dacă vrei să și participi la competiții cu el, nu ai voie. E mai mare de mine. E mai mare, da, trișează puțin. În toate testele pe circuite și peste tot, BMW-ul S1000R l-a bătut. BMW-ul cam reușește să țină pasul cu V4R, care este un motor mult mai scump. Și V4R-ul văd un motor strict de circuit, adică la banii ăia... Tu te-ai apucat să te urci pe un V4S, cel puțin. Pe V4S, da, am avut ocazia. Și ca și poziție, din câte citeam eu pe internet, e mai confortabil acesta, e și mai bun pe circuit, adică scoate timp mai bun decât V4S-ul. Da, adică BMW-ul e o soluție mult mai bună. Au reușit, asta a fost și unul din motivele pentru care am ales BMW-ul, au reușit să împace și... Capra și varza. Da, să fie și de stradă confortabil, o poziție bună de drum și de circuit, adică reușește să scoate performanțe. Ducati ai o poziție mai agresivă pe el, l-au gândit mai de circuit, adică... Văd că la motor tu ai monopost, mă gândesc că nu l-ai luat, știu că vin de noi, vin și fără locul pasagerului și fără scărițe. Tu l-ai luat full și ulterior ai pus monopost? I-am pus monopost, da, pentru când merg pe circuit și când vreau să merg singur sau așa, îi dau jos, îmi place și cum arată monopostul. Ei schimbat și stopul de pe spate odată cu monopostul? Sau... Stopul de pe spate, exact, l-am luat din America de la NRC. Ce are diferit asta față de la sau? Stopul stock, adică vine integrat în aripa aia lungă a lor. Uh-huh. Au integrat semnalizările și stopul. Ei au gândit o... În aripa lungă te referi suportul de număr, care exact, era urât, care venea urât. Număr, da, mi se pare o variantă cam urâtă, dar ei au gândit-o că pe circuit îl dai jos, este foarte ușor de dat jos, are doar două șuruburi sub scaunul pasagerului sau sub monopost. Îl dai jos și pe circuit nu ai voie să ai semnalizări sau trebuie ascupate cu pană. Văd că oglinzile se dau ușor jos. Deci un motor care a fost gândit pentru mai mult pentru circuit și pentru stradă, dacă vrei să mergi, dar pentru circuit să poți să dai demontezi repede jos tot de pe el. Exact, să... au gândit o cât mai ușor practic pentru circuit și practic. Văd că tu ai pus protecții la motor. I-am și la pompa de apă niște protecții la motor, adică alunecăm pe da. Circuit. Aia să protejeze, să nu spargă capacul motorului și să-l curgă uleiul. Văd că ei pus o evacuare cât un Hornet în stare bună din zilele noastre. Da, este o evacuare cap-coadă de titan de la Krapovici cu varianta finală scurtă de GP. MotoGP, da. Da, ei la început ziceau că varianta lungă ar fi un pic mai performantă, dar am văzut la ultimele curse în Superbike, au ales și varianta aceasta scurtă. Și eu am ales varianta scurtă, sună mai tare decât. Și arată mult mai bine. Și arată mult mai bine, dar nu-mi place varianta lungă. Câți decibel scoate cu fără silencer, fără DB killer? La varianta asta nici nu merge plus DB killer, că are o sită în spate și nu știu, cred că undeva peste 120 de decibeli. Da. Mai mult ca sigur nu o să puteți auzi pe filmare. Yeah.
realitate, el se cară când se cară și vrea să meargă tare, iese cu noi la plimbare, iese cu doape în urechi, că nici nu poți să stai în spatele lui sau el să stai în spatele tău, te nebunește de cap. Da, la drumuri lungi devine obositor și nu este... Bine, asta oricum nu e un motor indicat pentru drumuri lungi. Tu ai mai făcut drumuri lungi, ai mers și 500 de kilometri cu el, dar... Am mers, da, într-o zi 530 de kilometri. Este opositor să mergi drumuri lungi. Nu lași. Nu e motor, nu este pentru așa ceva făcut. E făcut pentru oraș, pentru fun, nici nu l-aș distracție. Recomanda dacă vrei doar de stradă, adică aș recomanda mult mai repede un Super Naked. Pentru da. Că este foarte... Este rigid, este... E gândit să meargă tare, să meargă pe circuit. Alte modificări nu e mers. Mi-ai pus tank pedurile astea și... Tank pedurile, aripioarele. Aripioarele pe față. Aripioarele pe față, știu când tu le-ai comandat, te-ai interesat foarte mult, ai citit foarte mult despre ele. Cât apăsare aduc motorului? Au apăsare undeva de 7 kg forță la peste 200 de km la oră. Sincer, se simt. Am mers cu ele și se simt și pe stradă, dacă mergi mai sportiv, simți botul mult mai apăsat și mai plantat și în virajele de viteză. Acum au apărut și alte variante de aripioare care au o apăsare și mai mare, dar la un preț mult peste astea și nu merită investiția. Adică și astea își fac treaba la fel de bine, că poate celelalte e diferență foarte mică, dar nu mergi cu el doar la limită să zici că exact, face exact, nu diferența. Mergi doar la limită, nu ne dăm în competiții... folosesc numai de competiții, adică atunci văd rost, dar așa... Numai de fan din când în când și circuit din când în când nu merită. Exact, și motorul deocamdată poate mai mult decât pot eu scot din el, adică sunt foarte potent. Și rest motorul e stoc, nu ai mai dus nicio modificare, ai pus capacele la motor, monopostul, stocul pe spate... Alte cauciucuri... Cauciucuri văd acum că te dai cu semislicuri. Semislicuri, da, el oricum vine și de fabrică cu niște semislicuri, Metzler K3. Și tu acum ce ai pe el? Eu am Metzler K1 pe spate și K2 pe față. Și se simte diferența? Este așa de mare diferență între ce au avut da, și ce ai? Da, sunt niște... El vine cu niște semislicuri hard. Acestea sunt niște semislicuri soft și medium. K1 este un semislic soft. Este diferență destul de mare, dar pe viitor mă gândesc să iau pentru circuit niște slick-uri, full slick, și pentru stradă niște cauciucuri sport, adică niște Metzler M9 sau ceva mai, să pot să scot mai mulți kilometri. Câți kilometri faci cu cauciucurile astea în mare așa? Cât aproximez tu că poți păi să scoți din ele? Cred că am mers cu cererile de fabrică cam 5.000 de kilometri, am scos bine. Adică... În care ai mers pe circuit până astea 5.000? Nu, cu astea am fost pe circuit, da, cu astea... Am avut o tură pe circuit, adică o zi, un track day. Acum văd că tableta asta din față e ca o navigație de mașină mai nouă. Da. Și văd că aici așa cred că am putea să intrăm, că ea are foarte multe opțiuni. Are, îți arată tot ce face motocicleta, toate setările ei. Acum intrăm în meniu, unde aici prima ne arată toate... Informațiile despre motor. Dar aici ce are? Consum, încărcare la baterie? Consum, încărcare la baterie, presiunea în anvelope, cât mai avem până la... Cât mai faci cu benzina? Să facem cu benzina. Aici ne arată toate informațiile, cât am mers, viteza medie. Starea generală a motorului. Aici iară presiunea cu care am plecat și... Cu care termini sau care, când o ai atunci, momentul ăla când te cari. Da, exact. Și aici cât mai avem până la următorul servis. Și modurile de condus? Imediat intrăm, aici avem, putem să ne alegem ce să ne arate pe, în timpul mersului. Ce să arate pe ecran? Pe ecran, da. Turele, inclinația, văd cu aia acolo jos. Inclinația, puterea de frânare și DTC-ul, cât intervine la 100. Aici, în următorul, avem, dacă vrem să luăm timpul pe circuit. Un cronometru, un fel de cronometru. Următorul, iar ne arată înclinația și timpul pe circuit. Și tu îți arată un pic display-ul diferit, urmetru și da. Kilometrajul. Eu merg pe prima variantă, unde ne arată doar înclinația și puterea de frânare. Cu aceea avem navigație, media,
Dacă vrei să ascult ceva manele, să zic. Da, da. Să ascult manele când te dai pe circuit. Exact. Avem telefonul, putem să-l conectăm cu telefonul, are Bluetooth, are... Adică poți să răspunzi la telefon în timp ce mergi, dacă ai căști băgate, răspunde exact. Pe ghidon. Exact, poți să... Așa, avem setările, unde mai avem aici prima oară, dacă ieșim, putem să ne alegem patru moduri de condus. Care le-ai definite... Definite de ei, Rain, Road și Dynamic și Race. După care intrăm în setări și poți să le customizezi. Exact, intrăm în setări, avem aici, alegem Race Track, varianta când mergi pe circuit, și aici ai să configurezi încă 3 moduri pe lângă cele care le-ai deja, cele definite, dar unde poți să alegi tot ce vrei. Cât de mult vrei să intre, ABS, SRP-ul. Poți să-ți lași dinainte, adică lași pe Race Pro 1 dacă ai un circuit, ți-l lași setat, alt circuit pe 2 și pe 3, depinde cum. Da. Și aici poți să selectezi tot, de la cum răspunde motorul, la frâna de motor, suspensie, DTC-ul, wheelie control, ABS-ul, imediat intrăm și în ele. Aici suspensia, poți să selectezi pe față cum să, cât de dură să fie, pe spate putem să selectăm și... Se selectează diferit? Fața, da, de spate? Deci da. Poți fața să o întărești și spatele să lași mai moale? Exact, putem pe spate să controlăm, pe spate te lasă să controlezi mai multe, te lasă să controlezi și compresia și rebound-ul. Deci cât de tare să, la pop-uri, la astea, cât de tare să se comprime și cum să revină, cât de repede, timpul de răspuns. ABS-ul iară poți să-l dezactivezi complet, cum vrei să intervină. Wheelie control-ul iară... Să nu-l dai pe roata. Da, dacă vrei poți să... Dar, de exemplu, dacă te dai pe circuit și ai wheelie control-ul activat la maxim, nu pierzi din putere în momentul pierzi, în care trebuie. Și pe circuit e bine să vii cu o setare cât mai... Adică să oprești cam tot. Da, inclusiv DTC-ul, traction control-ul, pentru că el dacă intervine... te încetinește. Aia îți oprește gazul, stai gazul. Exact, îți taie gazul și pierzi. Așa, eu l-am selectat pentru, aici prima setare e pentru adâncata, a doua mi-am făcut eu o setare pentru stradă când vreau să merg mai sportiv și când merg pe un drum pe care nu-l cunosc, îl las pe dinamic sau road. Da, dacă e prea denivelat drumul, las pe road să fie mai moale suspensia. Care sunt diferențele între modul de rain și road, de exemplu? Ai tot sky pe road? Pe road ai tot sky, doar că răspunsul accelerației și este mai puternic, mai agresiv decât la rain, dar un pic mai moale decât la dynamic și race. La race este... Adică răspunde... Totul este dat spre maxim, totul este mult mai sensibil. Da, și toată electronica este oprită. Avem aici, dacă îl facem de circuit și dăm jos oglinzile și tot de pe el, să nu ne apară eroare, că ai dat eroare, da, în bord. Pit lane limiter, dacă mergi la un circuit și trebuie să ai o limitare de când intri la boxe, să-l selectezi direct, apeși pe buton și ți-l ține el. Și cam atât, avem în setările de curse. După aceea, așa, avem setările vehiculului unde îți arată iar pilot automat, toate manete încălzite, da, toate nebunile. Toate ce vrei să lap timer, să te uiți la timp, shift light-ul, să... la cât vrei să-l setezi, să se aprindă când să te avertizezi, să schimbi. Și tu luminița aia care, de da, exemplu, exact. Tu să setezi la 10.000 de ture și la 10.000 începe să pâlpâie. Să pâlpâie ca să știi că ai atins, că nu poți să te uiți cât de ture ai în timp ce mergi tare. Aici ai calibrare de suspensie și faci niște setări dacă... În rest... Cam asta e... Sistemul, aici selectezi data, în ce să-ți arate în mile, în kilometri, conectivitatea, la mobil, la pasager poți să pui dacă vrei să vorbești, display-ul, lumina, cât de puternic să fie. Deci are setări mai multe decât au mașinile în 2010. În 2010 pe mașina nu ai atâtea opțiuni și atâtea setări câte poți. Varianta de software a motocicletei îți arată licență și cam astea sunt. Legat de faruri, farurile sunt pe xenon, sunt pe LED?
Da, sunt LED-uri, sunt adaptive. Adică iau virajul, vorba românească din popor, iau virajul după colț dacă virezi, sau dacă ești înclinat, se înclină după curbă. Da, exact. Au și fază lungă, fază scurtă automat? Nu, nu. Adică nu dau lungă, scurtă, singur? Nu, nu au automat, trebuie tu să... Ce dai lungă, scurtă? Da. Dar arată super, ce frumos arată din față. Ce mai are motorul, ce opțiuni mai are pe motor? Păi, de fabrică vine, adică M-pachetul vine cu quick shifter și cu auto blipper. Quick shifter-ul îi dai, adică superioare fără ambreiaj, și auto blipper-ul poți să-i dai inferioare fără ambreiaj. Deci folosim ambreiajul doar la plecarea de pe loc. Restul... Când îi dai întâia, după aia restul poți să le dai fără. Exact. Tu l-ai setat MotoGP style. Da, da. Adică este... dacă muți axul ăsta pe partea cealaltă, dai întâia normal în sus și restul... Și cum este setat, eu am întâia în sus și restul în jos. Restul în jos, da. Mi se pare puțin mai la îndemână. Mi-a fost puțin greu primele 2-3 ture să mă obișnuiesc, dar după aceea mi s-a părut mai bine decât normal. Bascula iară este inspirată din Superbike. Au ăsta e primul model al lor care au pus basculă de Superbike. Cred că au venit și pe varianta HP4 aia race cu bascula asta, dar acela este un motor de serie limitată, nu este de stradă, este doar de circuit. Ce planuri mai ai pe viitor? Când mai vrei să mai aduci ceva modificări? Că oricum la câte modificări are, adică aripioarele pe față, tobe de 2000 de euro, de titan, monopost, ce altceva mai putea să mai faci la motor? Păi mă gândesc la niște scărițe racing, adică au mult mai multe variante de ajustare alea, și gripul lor este mult mai bun. Și nu știu dacă... Și să mi-l vinzi mie. Da. Peste da, un an să mi-l vinzi mie, tu să iei varianta M și să o iei de la zero. Da, da, cam așa ceva. Mă mai gândesc niște carene de circuit, adică fără faruri și toate cele, dar nu știu sigur, adică... Asta rămâne de văzut pe viitor. Cum se pare șaua, poziția pe el, la modul general? Este varianta AM și asta este mai... Adică varianta mai tare. Mai tare, da, mai de circuit. La drumuri lungi este opositoare. Începe să îți amopțească fundul. Nu este atât de plăcut. Dar cu combinezonul pe mine și echipat nu mă deranjează așa mult. M-am văzut mult, se plângeau de ea, că este prea dură. Motorul, eu știu când am luat S1000R-ul de la tine, motorul a mai avut încă garanție pe el. Da, la S1000R am avut varianta de garanție extinsă, am optat eu după ce l-am achiziționat. La S1000R, la modelul ăsta, poți să iei direct de fabrică când îl configurezi cu 5 ani garanție. Deci el are 5 ani garanție acum. Da, are 5 ani garanție. Iar o chestie la care BMW-ul mi se pare că sunt sigur pe ei, se ofere la un motor super sport, 5 ani garanție, este ceva. Având în vedere că toată lumea știe că, adică e vorba aia, când iese un model nou, nu-l cumpăra din primul lot, pentru că s-ar putea să aibă probleme, să nu fie ceva greșeli de design, tehnice, ceva chestii modificări la un motor. Am avut pe modelul ăsta niște rechemări. Dar în state mai mult. Da, în state. Bun, și în state se plâng toți că nu trage în turele joase. Este o problemă pe America. Vine ca să respecte normele de poluare, dar n-am înțeles exact. Cred că cele fonice nu trage. El având două axe cu came trebuie să tragă foarte tare și jos în ture. Adică modelele de Europa jos în ture se simt ca un motor de 1200 de centimetri. Și în state nu, se simte ca modelul vechi. Tu ai fost printre primii care au avut S1000R-ul în România? Da, printre primele bucăți de la vândute de Oradea. Adică cred că au mai fost comandate ceva bucăți, dar cred că erau deja pentru băieții care se dau pe circuit. Deci tu ai fost printre primii care au avut modelul ăsta și n-ai avut probleme până acum la el din... Ai avut o rechemare în service, dar nu au avut ceva probleme? Da, probleme n-am avut niciuna. Am avut o rechemare în service, era făcută de BMW
ceva la un furtun care trece prin baia de ulei, nu știu, au avut ei o... Da, te-au chemat acolo, l-au rezolvat exact, și nu ai plătit nimic. N-am plătit nimic, a fost tot. Mersi că ne-ai lăsat să filmăm S1000RR din anul 2020. Eu am fost Benny și cu asta vă salut. Pa, pa! Salut!